Școala de vară a Centrului Universul Științei este organizată în parteneria cu Primăria și Consiliul Local al orașului Mioveni. Ea se adresează tuturor elevilor din oraș și vine în sprijinul acestora oferind surse suplimentare de informare, lărgind astfel oferta educațională. Școala de vară cuprinde 5 secțiuni: jurnalism, programare web, istorie și religie, semiotică și pictură. Cred că este momentul ca școala să se reinventeze. Cred că este momentul ca tinerii să aibă o altă viziune asupra vieții. Cred că trebuie să învețe și școala să-i pregătească pentru viață. Cred că asta o să facem noi la cursurile acestea, mai mult decât niște cursuri de televiziune. Este un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră. Nu este niciun secret că Mioveni colaborează cu Academia Oamenilor de Știință și cu alte instituții de cultură ale statului pentru diferite evenimente în orașul Mioveni. Și mă bucur că totuși astăzi Școala de Vară la prima ediție vine într-un moment foarte important pentru școala românească, având în vedere ultimele rezultate care au fost date publicității. Mă simt mândulit că pot să fac parte din conducerea Școlii de Vară din Mioveni. În viața mea a fost un om de condiție, m-a caracterizat punctualitatea și exigența. La sfârșitul cursului, participanții vor putea să definească și să precizeze caracteristicile educației non-formale, creativității și jurnalismului. Vor ști să scrie sau să filmeze un reportaj, să utilizeze instrumente și să implementeze metode non-formale.